Bună seara și bine v-am găsit la ultima rundă de dezbateri din această campanie electorală. O campanie lungă, dificilă, dar am ajuns la final. I-ați cunoscut pe toți candidații și în această seară încă vom continua să vedem ce au de spus patru dintre ei. Este vorba despre domnul Dan Perciun, candidat Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Din clipă în clipă trebuie să ajungă domnul Bogdan Țârdea, candidat Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, pe care îl voi ruga să-și ia locul atunci când va ajunge. Dați-mi voie să-l salut pe domnul Ion Terguță, candidat Platforma DA. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și doamna Elena Grițco, candidat Blocul Renato Usatăi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Platforma DA era programată pentru mâine, trebuie să fac această precizare, însă am făcut această rucată din cauza că partenerul de mâine al dumneavoastră în acest platou urma să fie Partidul Șor. Partidul Șor a refuzat să beneficieze de timpul pus în mod gratuit de către ProTV la dispoziția sa, de aceea am făcut această rocadă să nu ajungem mâine să facem dezbateri electorale cu un singur candidat. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi la dezbateri. Acestea fiind spuse, cred că este important, ca să vă aduc la cunoștință regulamentul desfășurării acestor dezbateri, aveți în total 12 minute pentru a răspunde la întrebări și pentru a interacționa între domniile voastre. Pentru acea rundă de discuții între domniile voastre, fiecare candidat are 4 minute din cele 12. Separat, aveți un minut la final pentru a vă adresa alegătorilor, de acel minut nu ne atingem. De asemenea, vreau să vă previn că în momentul în care nu va fi respectat regulamentul, unul dintre candidați nu respectă regulamentul și la o avertizare nu se oprește, îi se închide microfonul, la a doua avertizare este rugat să părăsească studioul. Regret nespus că domnul Țârdea nu este ca să audă aceste prevederi, pentru că toată lumea trebuie să le cunoască. Așadar, realizăm această emisiune împreună cu colegii de la Promolex, Europa Liberă, Newsmaker și Anticorupție. De asemenea, mulțumim colegilor de la Privesc Eu și agenția de presă IPN pentru suportul acordat. Veți avea întrebări din partea colegilor în această seară. Am spus de la bun început, ca să citim platforma, nu este dificil. Vedem fiecare partid ce propune și ce promite. Este puțin important pentru că este o informație accesibilă. Ne-am dorit mai mult să cunoaștem candidații, să vedem cine vrea să ajungă în Parlament și de ce vrea să ajungă acolo, dar în primul rând cine sunt acești oameni. De aceea vor exista mai multe întrebări despre candidați. Acum, acestea fiind spuse, cred că este timpul să trecem la prezentarea generală. Este o întrebare pentru toți candidații și de fapt este o solicitare de a vă prezenta personal și a prezenta partidul din care faceți parte, pe listele căruia candidați. Aveți răspuns de două minute la această întrebare, singura cu răspuns de două minute. Începem de la domnul Perciun, vă rog. Partidul Acțiune și Solidaritate merge în aceste alegeri cu trei obiective și cu trei priorități mari. În primul rând vorbim despre reforma justiției și lupta cu corupția. Trebuie să ajungem să trăim într-o țară în care hoții într-adevăr ajung la pușcărie. Și pentru ca să putem face lucrul ăsta, e nevoie de câteva lucruri. În primul rând, să reformăm Procuratura Anticorupție, după modelul DNA-ului din România. În al doilea rând, pentru că în Republica Moldova astăzi principala problemă în sistemul judecătorilor sunt oamenii, să avem un sistem de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, în așa fel încât cei care s-au îmbogățit ilicit pe seama activității profesionale să fie scoși din sistem, averile lor să fie confiscate, și să vină alți oameni integri care să ducă la bun sfârșit toate acele mari dosare de rezonanță, fie că e vorba de miliard, fie de londromat, fie de multe și multe alte dosare. Totodată, noi înțelegem că nu o să existe niciodată prosperitate fără dezvoltare economică și asta înseamnă investiții, investiții în infrastructură, investiții în școli și grădinițe, în drumuri, bani care urmează a fi valorificați cu suportul Uniunii Europene. Există acel angajament deja făcut de 600 de milioane de euro, de care poate beneficia astăzi Republica Moldova, dacă în Parlamentul Republicii Moldova ajung 51-52 de deputați integri și profesioniști care să genereze un guvern credibil și să implementeze aceste mari proiecte de infrastructură și să dea un impuls dezvoltării economice a țării noastre. Totodată, pentru noi este o prioritate și protecția socială. Noi ne-am angajat să majorăm pensia minimă până la 2000 de lei. Astăzi în țara noastră sunt 400.000 de pensionari care au o pensie mai mică decât atât și trăiesc la limita supraviețuirii
și de datoria noastră morală să le asigurăm o pensie măcar la acest nivel. Dar toate aceste lucruri ar vor fi posibile doar dacă cetățenii vor ieși la vot și vor vota pentru o majoritate parlamentară integră, cu viziuni aliniate celei pe care le are doamna președinte Maia Sandu. Da, eu vă mulțumesc. V-ați încadrat foarte bine în timp. Mulțumesc foarte mult. Domnule Terguță, aceeași întrebare. 2 minute. Platforma de Unitate și Adevăr este un partid care a apărut din nevoia cetățenilor de a protesta împotriva oligarhiei și a furtului miliardului. Pe parcursul a 2 ani de zile când ne-am aflat în Parlament, principalul nostru obiectiv a fost realizarea anume acestor deziderate. Știți foarte bine că am condus 3 comisii parlamentare extrem de importante. Una a domnului Slusar, care a avut ca obiectiv crearea unui dosar în ceea ce privește furtul miliardului și pe care am reușit să o punem pe masa procurorilor. Alta este problema că procurorii nu au reușit să-i aducă pe acești oameni în fața instanțelor de judecată și să fie judecați. O altă comisie parlamentară este cea a domnului Igor Munteanu, care a prevăzut concesionarea aeroportului. Și a treia a doamnei Inga Grigoriu, privind Andromatul, un raport pe care nu am ajuns să o prezentăm în Parlament doar din simplu fapt că acestui lucru i s-au opus socialiștii și Șor. Suntem doar 10, sau am fost doar 10 deputați în Parlament, dar am avut una de cea mai profesionistă și prolifică fracțiune parlamentară, pentru că avem 193 de inițiative legislative și 124 de proiecte de legi votate. Iar aceste legi sunt mai mult decât importante pentru cetățenii Republicii Moldova. Una și cea mai importantă, și peste tot unde mergem, ne întreabă țăranii când vom ajunge să avem unde ne vinde marfa. Iată, exact această lege am promovat-o, a fost votată în 2 lecturi, dar încă nu este promulgată de președintele Republicii Moldova. O altă lege pe care am insistat a fost salariile mari ale directorilor de întreprinderi. Și vreau să vă amintesc despre directorii ANR-ului, cel puțin, care au salarii de aproximativ 100.000 de lei și am insistat foarte mult ca aceste salarii să fie mai mici. Vom insista în continuare pentru ca, pe lângă cele 700 de milioane care au plecat în primăriile noastre privind bugetul, privind impozit pe venit, să păstrăm acolo și impozitul pe venit a persoanelor juridice pentru ca bugetele noastre să fie și mai mari. Și vom continua să discutăm despre tot ce am făcut în continuare. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Grițcu, același lucru vă rog să faceți. 2 minute aveți. Bună seara, stimați cetățeni. Oriunde v-ați afla acum, acasă, aici, în Republica Moldova sau peste hotare. Eu sunt Elena Grițcu și astăzi reprezint blocul electoral Renato Usatăi. Mă cunoașteți de foarte mult timp, fiind în calitate de consilier municipal în municipiul Bălți, alături de dumneavoastră, stimați bălțeni, am realizat foarte multe lucruri frumoase pentru oraș. Dacă e să vorbesc despre mine, am studii în jurisprudență, de asemenea am și masterat în domeniul religiei, de asemenea am masterat și în domeniul securității și apărării naționale. Am activat mulți ani în cadrul Ministerului Justiției și fiind în această funcție, am fost determinată să ies în acea conferință de presă în 2014, când am fost impuși împreună cu colega mea, Nina Cereteu, să luăm o decizie ilegală ca să nu înregistrăm partidul nostru. Ulterior, am venit în sectorul asociativ, în partid politic, și experiența pe care am acumulat-o în structurile de stat a fost utilă în aplicarea ei la nivel local. Dar am înțeles, stimați prieteni, reformele în această țară nu se fac în fotolii. Dar încălțăm caloșii, ne ducem acolo unde sunt probleme și acolo le rezolvăm. Noi am obosit toți de 30 de ani de zile când ne spun politicienii despre reforme. Noi 30 de ani ascultăm la televizor cât de bine ni se trăiește. Și permanent trăim într-un conflict între ceea ce ni se spune la televizor și cu ceea ce vedem în frigider și în buzunarele noastre. A venit timpul, stimați prieteni, ca să schimbăm ceva în țara asta. A venit timpul ca să vă dați votul pentru echipa blocului electoral Renato Usatăi, care este echipa faptelor concrete. Pe parcursul a 6 ani fiind în funcție de primari, de aleși locali, membri a echipei blocului electoral Renato Usatăi, noi v-am demonstrat dumneavoastră că putem și nu doar știm problemele, dar și putem să le rezolvăm. Vă mulțumesc foarte mult, rămânem la dumneavoastră. Aceasta este regula. Candidatul care a răspuns ultimul va primi următoarea întrebare. Doamna Grițcu, am anunțat la început că realizăm această emisiune împreună cu colegii de la
Newsmaker, Anticorupție, Europa Liberă și Promolex. Toți au întrebări pentru dumneavoastră. În acest moment eu voi sonoriza întrebări din partea colegilor de la Newsmaker și Anticorupție. Doamna Grițco vă întreabă anticorupție. Dumneavoastră, din ce trăiți în condițiile în care aveți vreo 200 de euro salariu oficial, adică echivalentul în lei, firește, ca președinte al Fundației Renato Osatei, sau nu? Am spus eu echivalentul în lei. Și vreo 1400 de lei anual de la Consiliul Municipal Bălți. Aveți un apartament mic și o Skoda Octavia din 2016. Întreabă colegii, vă ajută cumva și părinții sau din ce bani reușiți ca să trăiți? În primul rând, fiind funcționar public și ales local, de mai bine de 10 ani, declar la ANI toate veniturile pe care le am și niciodată la această instituție de stat nu au apărut întrebări vis-a-vis de integritatea mea și declarațiile și cifrele pe care le indic în declarația mea. Evident că tot absolut ce am declarat este obținut pe cale legală și evident că am niște economii pe parcursul anilor, evident că am și mama care se află în Italia de mai bine de 20 de ani, care muncește, plătește impozite și din aceste economii evident că și trăiesc. Da. Dar ele ar fi trebuit să fie declarate sau nu? Eu le-am declarat. Dacă colegii de la Anticorupție sunt foarte atenți, este un capitol în această declarație unde este informație confidențială și dacă nu le este greu să telefoneze la ANI și ANI o să le confirme. Evident, evident. Okay. Haideți să mergem mai departe. Să adresez întrebarea pentru domnul Terguță. Domnule Terguță, întreabă colegii de la Newsmaker. În cadrul alegerilor prezidențiale, Andrei Năstase a declarat că Igor Dodon pregătește o falsificare fără precedent a rezultatelor. În context, Năstase a îndemnat atunci bărbații puternici să meargă în ziua alegerilor la secțiile de votare destinate celor din stânga Nistrului și să împiedice transportarea organizată a acestora la urne. Știm cu toții că până în acest moment Comisia Electorală Centrală nu a luat o decizie cu privire la interzicerea transportării organizate a cetățenilor din stânga Nistrului la urnele de vot. Întrebare. Despre posibilă mituire a alegătorilor din stânga Nistrului, deja a vorbit PAS în această campanie electorală, a venit cu niște cifre, probabil că dacă reușim ne vom opri și asupra acestor declarații. Întrebarea este următoarea. Intenționați din nou să chemați bărbații puternici să împiedice transportarea organizată a alegătorilor sau nu? Eu cred că fără apelul nostru, bărbații puternici din această țară vor fi acolo. Fără apelul nostru. Sunteți sigur că acolo vor fi bărbații puternici? Presupun. Da. Nu știu dacă va exista un apel din partea noastră, dar intențiile sunt multe și diferite. În general, ce credeți despre situația legată de transportarea organizată a cetățenilor din stânga Nistrului la urne? Este o chestie contrar legislației Republicii Moldova. De ce credeți că până acum Comisia nu a luat o decizie în acest sens, la fel cum a făcut la prezidențiale? Pentru noi este cât se poate de straniu, pentru că și noi am făcut această declarație, adresare de foarte multe ori la Comisia Electorală Centrală până acum, deci pe perioada acestei campanii electorale. Dar, din câte înțeleg, a fost discutată doar o singură cerere a PAS-ului și a fost respins. Bă, nu asta este problema cea mai mare. Problema cea mai mare este dacă vom ajunge să avem un scrutin legal sau nu în zona... Adică dacă votul va fi unul corect sau nu categoric. În acea regiune. Ceea ce trebuie să subliniem este că cetățenii din stânga Nistrului, cetățenii Republicii Moldova, au drept de vot, doar că trebuie să și-l exercite în condițiile legii. Da. În cele 7 secunde care rămăseseră, am vrut să vă întreb cum vă dați seama care În acele 7 secunde pot să vă spun că noi am câștigat procesul la Curtea de Apel privind dosarul Transnistrian. Da, păi cum vă dați seama care sunt cetățenii care au luat bani ca să voteze și care sunt cei care votează în mod conștiincios, din convingeri și așa mai departe? Asta era întrebarea de bază, cum îi distingem, cum păi știm? Noi nu putem ști asta. Da. Fiecare cetățean al Republicii Moldova din zona de est a țării poate veni în mod independent, nu-i strigat de nimeni, să-și exercite dreptul de vot și nu-l încurcă nimeni absolut. Da. Mergem mai departe. Domnule Perciun, întrebare de la Anticorupție pentru dumneavoastră. Ați primit mai multe donații pe care le-ați trecut în declarația de avere. 25.000 de lire, apoi 7.500 de lire. Spuneți-ne, vă rog, cine v-a făcut astfel de donații? Asta scrie inclusiv în declarația de avere. La fel, numele probabil nu este public disponibil. Tata meu, Andrei Perciun, lucrează de 15 ani psihoterapeut medic, a lucrat
2 ani în Franța, 5 ani în Israel și acum ai vreo 7-8 ani în Marea Britanie. Și, da, mi-a făcut un cadou la 25 de ani pentru ca să-mi pot procura un apartament și l-am declarat. Da. Tot aveți două apartamente cu suprafețe identice, asta spun colegii? Am un singur apartament. De la anticorupție. Înseamnă că undeva s-a strecurat o... Am unul un singur este apartament al dumneavoastră și unul este coproprietate. Deci, încă o dată, eu am un singur apartament care la un moment dat era partajat în două, cu fosta prietenă, jumătate era meu, jumătate era ei, după care l-am răscumpărat de la ea și de asta acolo apar două cote. Am înțeles. Dar este un singur apartament. Deci, din acest motiv apare această neconcordanță, undeva s-a produs o confuzie. Da, la fel, cred că rămânem la dumneavoastră sau... Nu știu ce să facem, pentru că pe domnul Țârdea l-am așteptat până acum. Aș fi vrut ca să ajungă măcar la runda de dezbateri. Dar cred că mai bine facem dacă luăm întrebările de la Promolex și după aceea, timpul care ne rămâne, să vedem cum procedăm. Vreau să-i spun bună seara domnului Ion Manole, care este acum în direct cu noi și are întrebări pentru fiecare candidat. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Bine ați venit la ultima rundă de dezbateri. Vă rog întrebarea pentru domnul Perciun. Pentru domnul Perciun. Domnule Perciun, potrivit platformei electorale a partidului pe care îl reprezentați, se spune în felul următor. Vom face dreptate în sistemul de pensionare prin micșorarea pensiilor foarte mari achitate funcționarilor. Puteți, vă rog, să ne precizați ce subînțelegeți prin pensii foarte mari? Câte persoane beneficiază de astfel de pensii și modul în care se va face acest lucru? Da, noi ne referim în special la pensiile judecătorilor. Am avut și un proiect de lege înaintat în acest sens, care a fost parțial susținut de către guvern și votat în ambele lecturi. Astăzi, judecătorii din Republica Moldova se pensionează la 50 de ani, după doar 12,5 ani în funcție, iar pensia medie a unui judecător este de peste 20.000 de lei, depășând pensia medie pentru un cetățean obișnuit de peste 10 ori. Respectiv, considerăm că o asemenea inechitate este injustă. Judecătorii moldoveni au pensii, au condiții de pensionare mai bune decât cei europeni și noi considerăm că ar trebui majorat în cazul lor și vârsta de pensionare și numărul de ani pe care trebuie să-i petreacă în profesie și revăzut inclusiv formula de calcul. Pentru că noi considerăm că sistemul de pensii trebuie să fie echitabil pentru toți și noi nu trebuie să avem categorii privilegiate care să beneficieze de alte condiții mai bune decât restul cetățenilor. Toți trebuie să fie egali în fața legii, inclusiv când vine vorba de pensii. Da, eu aș vrea să vă rog, poate cumva comentați dumneavoastră și hotărârile Curții Constituționale, care probabil cunoașteți la ce se referă. Curtea Constituțională a avut într-adevăr o hotărâre care a zis că pensiile speciale ale judecătorilor trebuie păstrate. Noi le păstrăm pensiile speciale cu proiectul de lege pe care l-am înaintat, atâta doar că le facem mai puțin speciale decât sunt la moment. Este o altă abordare decât ceea ce s-a încercat în 2017, când s-au anulat integral. Acum revedem condițiile de pensionare. Și eu am certitudinea că noi, dacă bine, este și o contestație, apropo, deja depusă la Curtea Constituțională, o să câștigăm acolo, o să explicăm curții foarte clar că trebuie să fie mai multă echitate. Deci aveți deja soluția pregătită pentru acest lucru? Din momentul în care am elaborat proiectul de inițiativă legislativă, bineînțeles că ne-am documentat referitor la toate eforturile care au făcut anterior ca să nu călcăm pe aceleași greble și ca să ajungem într-un final să avem modificările pe care ne le propunem adoptate în lege și susținute de Curtea Constituțională. Bine, eu vă mulțumesc atunci. Da. Mergem către domnul Terguță, da? Da, vă rog. La fel, mergem spre platforma electorală a acestui partid, în care se spune că modificarea legislației în vederea promiterii, de fapt în vederea instituirii unor sancțiuni dure în raport cu partidele politice care practică finanțările obscure și mita ca mijloc pentru accedere la putere. Dacă aceasta este o problemă, eu aș vrea să vă rog foarte frumos, ați putea să ne comentați sau să ne menționați măcar câteva cazuri pe care dumneavoastră le-ați menționat sau le-ați identificat în această campanie electorală? Ați depus careva contestații, ați făcut careva eforturi în acest sens? Deci primul lucru și cel mai grav este Partidul Șor. Este un partid care în permanență, sau dacă vreți, care are ca și doctrină politică, coruperea electoratului. Acest partid nu știu dacă are o anumită doctrină politică, dar au magazine sociale, timp de 4 ani de zile acești oameni fac un singur lucru, corup electoratul în continuu.
Și avem o sumedenie de partide care sunt finanțate din exterior, cu bani obscuri, pe care nu-i cunoaște nimeni. Avem dosarul Bahamas, avem Renato Usatăi, care se finanțează Dumnezeu știe de unde. Și o groază alte... Spuneți despre ce este vorba, concret. Și o groază de alte partide care ar trebui să meargă la CEC, la Comisia Electorală Centrală și în baza rapoartelor financiare să demonstreze de unde sunt aceste finanțări. Pentru că noi avem partide politice care își permit să cheltuie foarte mult, dar la Comisia, Electorală Centrală ajung rapoarte diferite. O să îi ofer dreptul la replică doamnei Grisco dacă doriți acum, dacă nu în acea rundă de dezbatere între domniile voastre, vă rog. Vă rog, domnul Tirguță, dumneavoastră când vă împiedicați atât de Renato Usatăi, aș vrea ca să veniți cu dovezi, fapte exacte și concrete și când vorbiți despre partide care cheltuie foarte mult și la ce că ajung rapoarte foarte, cu bani foarte puțini, referiți-vă la dumneavoastră, pentru că de astfel partid sunteți dumneavoastră, domnul Tirguță. Da, nu vă uitați așa la mine. Pentru că explicați la oameni, cu bicicleta, cu trotineta vă deplasați că ați cheltuit în timpul campaniei electorale în 7 săptămâni doar 70.000 de lei. Explicați, vă rog. Da. Vreau să revenim la discuții între domniile voastre în acea rundă. Am dorit doar o replică. Atât. Vreau să vedem mai departe ce întrebări are domnul Manole și dacă aveți ceva de precizat la ceea ce a spus domnul Terguță. Am înțeles poziția. Deci mergem către doamna Grițco. Vă rog. Iarăși din platforma electorală, deja blocului pe care îl reprezentați dumneavoastră, doamna Grițco, în acest document se susține faptul că veți transforma Serviciul Fiscal de Stat într-o instituție ce colaborează, cooperează foarte bine cu agentul economic. Totuși, în septembrie 2020 a fost creată o structură de urmărire penală și de investigații în cadrul acestei structuri a Serviciului Fiscal de Stat. Credeți că, doamna Grisco, credeți că un astfel de instrument este unul prietenos cu mediul de afaceri? Eu vă mulțumesc mult pentru această întrebare și evident că noi suntem în comunicare directă absolut cu toți cei care vin din domeniul business-ului, din domeniul afacerilor și evident că acest organ este instituit la fel ca și alte organe din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne și nu doar, ca un organ represiv, un organ care să aplice forța, care să intimideze agenții economici, care să vină să estorce bani pentru un concurent electoral sau un partid oarecare pentru ca să-l financeze. Evident că acest organ este unul care, deci, din punctul nostru de vedere, nu trebuie să existe. Astăzi trebuie să venim în întâmpinarea agenților economici. Eu nu înțeleg de ce astăzi agenții economici, cu atât mai mult producătorii autohtoni, sunt lăsați de izbeliște. Nu a fost promulgată legea cu privire la comerțul intern. Ce se întâmplă, oameni buni? Aș putea să vă adresez o întrebare de concretizare atunci. Spuneți-ne, vă rog, ca partid extraparlamentar, în momentul în care a fost adoptată această lege și a fost efectuată această modificare, ați protestat cumva? Ați încercat să faceți ceva pentru a susține sau domnul mediul Manole, de afaceri? Domnul Manole, pe lista blocului electoral Renato Usatăi avem și oameni din afaceri și deja avem un proiect de lege pregătit pentru ca și vom, evident că vom promova acest proiect de lege și în Parlament pentru ca producătorul autohton să fie susținut, pentru să nu existe acest retrobonus sau discount, cum se mai numește mai nou, pentru ca producătorul autohton să fie pe rafturile din alimentarele din Republica Moldova și să nu fie, să nu mâncăm noi poamă din Chile, dar să mâncăm poamă din Republica Moldova, da. Și altceva. Da, domnule Manole. Da, eu vă mulțumesc, sper că aceste discuții... Ne vedem în scurt timp pentru a doua rundă. Acum luăm publicitate, pentru că este timpul ca să luăm o pauză de publicitate. Vă avertizez că în pauză se filmează, așa că aveți grijă ce spuneți și cum spuneți și ce faceți. Publicitate. Am revenit. În acest moment dăm start rundei acelea de dezbatere între domniile voastre, rundă în care trebuie să vă adresați întrebări, să aveți grijă de timp ca să vă păstrați timp pentru a răspunde la acele întrebări, pentru replici, așa că dacă ați rămas datori unii altora din rundele anterioare, atunci vă rog să folosiți acest timp. Începem de la domnul Perciun, care trebuie să acorde întrebări colegilor din stânga domniei sale, apoi domnul Terguță și apoi doamna Grițco. Vă rog foarte mult, 4 minute fiecare. Dacă vă încadrați într-un timp mai mic, atunci rămân mai multe minute pentru răspunsuri la întrebările noastre. Vă rog.
Domnule Târguță, în această campanie electorală, cred că foarte multă lume a fost surprinsă să-l vadă pe Veaceslav Platon prin studiourile de televiziune. În acest context și având în vedere că nu a existat niciun progres pe furtul miliardului, nu a existat niciun progres pe dosarul de rezonanță Londromat, aș vrea să știu dacă platforma DAC, cred că procurorul general Stoianoglu, ar trebui să plece în demis. Deci problema este că nu a apărut domnul Platon la televiziune. Problema este că domnul Platon a ieșit de acolo. Iar procurorii ar trebui să-și facă meseria și să ajungă la concluzia pe care a ajuns societatea, din punctul nostru de vedere. Sunt lucruri care încă trebuie demonstrate. Avem raportul Andromat care încă nu a ajuns pe masa procurorilor. El nu a fost dezbătut nici măcar în Parlament și acolo sunt dovezi, din câte înțeleg, destul de interesante la adresa acestui domn. Și mai există și furtul miliardului. Sunt lucruri care... Deci aveți o speranță că totuși Stoianoglu să-și facă treaba și o să ajungă să fie investigat cum se cuvine aceste suspecții? N-am vorbit despre asta. N-am pomenit numele domnului Stoianoglu. Întotdeauna s-a pus problema procurorului general. Procurorul general trebuie să fie o persoană care să genereze toate aceste dosare. Toată societatea știe că procurorul general deocamdată nu-și face meserie. Dacă vom ajunge în Parlament, vom insista să avem un procuror general care va avea mai multă tărie de caracter. Mulțumesc. Doamna Grețco, în folclorul moldovenesc este așa o expresie, spune-mi cine sunt prietenii și am să spun cine ești tu. Acum, domnul Renato Osate a declarat nu odată că se cunoaște personal și cu Caramalac și cu Șor. A fost în 2011 la ziua lui de naștere Plahotniuc, l-a felicitat personal, călduros. Aș vrea să știu dacă considerați că această expresie se aplică și în, și în cazul domnului Renato Osate sau există totuși explicații că folclorul greșește de această dată. Nu vă supărați, dar ați fost cu domnul Usate la Radio Moldova și ați pus această întrebare și ați exact primit o răspuns nemijlocit de la domnul Usate. Consider că deci, telespectatorii întrebările s-au epuizat la dumneavoastră, altceva nu aveți să mă întrebați. Telespectatorii ProTV-ului cred că au drept să audă părerea noastră referitor la acest subiect. Părerea mea referitor la acest subiect coincide cu exact răspunsul domnului Usate. Deci eu chiar nu înțeleg, poate pe program mă întrebați ceva. Nu vă interesează lupta cu corupția, pensiile sau cel puțin segmentul incluziunii sociale despre care ați scris? Corupția, așa. Pensiile, trebuie în primul rând să fii credibil în această luptă. Și asta eu și v-am adresat această întrebare. În primul rând, Renato Usate a fost acel care a publicat acel video de la ziua dumnealui din naștere, unde a fost Plahotniuc. Nu dumneavoastră și nu colegul și nu altcineva, deci dumnealui la postat, l-a făcut public. Doi la mână, ați auzit și răspunsul referitor la Caramalah. Păi ce vreți să mai auziți? Să vă mai repet încă o dată că această persoană trebuie să-și petreacă zilele acolo unde trebuie, acolo unde locul lui Dodon, unde e locul la toți criminalii din această țară, acolo e locul și cu Caramalah. Deci auzit, ați auzit studiul încă o dată ajuns în Parlament? Pur și simplu, dumneavoastră încercați să manipulați cu opinia publică, dar o să vă pun o întrebare dumneavoastră. Spuneți-mi trei lucruri care le-a făcut rele Renato Usate pentru cetățenii acestei țări. Trei. Renato Usate urmează să, dacă o să ajungă în Parlament. Trei, numiți, vă rog, trei lucruri care vin în contradicție cu interesul cetățeanului, cu Renato interesul Usate, național. În anul 2014, nu cu dumneavoastră vorbesc, domnule. Să începem așa, în anul 2014, da. Tot el a declarat că a finanțat referendum anticonstituțional din Găgăuzia privind aderarea la Uniunea Vamală, Rusia-Belarus. Cu 500.000 de lei din buzunarul propriu, tot atunci a declarat că urmează să denunțăm acordul de asocieri, un fapt foarte periculos care ar atrage după sine retragerea dreptului la liberă circulație în Europa și ar afecta toți cetățenii noștri din diaspora. A declarat dumneavoastră din nou manipulați, pentru că nu era vorba. Americii karaoke. Ori noi considerăm nu era vorba despre anularea acordului de asociere, dar revizuirea unor anumite puncte din acest acord, pentru că unele anumite puncte din acest acord vin în contradicție cu interesul național și, în mod special, cu producătorii autohtoni. Aceste puncte trebuie revizuite și noi, acum, în prezent, toți suntem de această părere. Nu putem noi, astăzi, să zicem că anulăm acordul cel, anulăm acordul cel. Noi trebuie să ne gândim la interesul național și a cetățenilor și a producătorilor autohtoni, autohtoni, ca să punem în capul mesii legea
Da? Legea pentru toți, domnul Târguță, legea să fie în capul misiei. Și după... Aș vrea să rog ca să intervină, pentru că domnia sa are o diferență de 2 minute de timp și vă rog, domnule Târguță, întrebări pentru colegi sau, dacă doriți să continuați acest subiect, ce doriți să faceți? Întrebarea mea pentru domnul Perciun este cât se poate de simplă. Credeți că un guvern pro-european poate fi creat într-o altă combinație decât platforma DA și PAS? Eu cred că există o șansă reală noi să luăm o majoritate în aceste alegeri. Totodată, în cazul noi, în care... Noi, platforma DA și PAS, nu? Și PAS-ul și platforma DA. Respectiv, noi suntem întotdeauna deschiși spre colaborare. Am avut o experiență de câțiva ani de zile. Și în circunstanțe... Domnule Perciun, o secundă, pentru că iar a picat cronometrul nostru. Dacă reparăm repede această problemă, atunci nu iau publicitate, dar dacă nu, atunci să ne voi... Da, ok, haideți că se pornește, vă rog, ne cerem scuze pentru că am întrerupt. Da, noi suntem, bineînțeles, deschiși spre o colaborare cu platforma, da, în viitorul Parlament. Da. Mulțumesc. Și pentru doamna Grițco, o întrebare. Eu am ascultat replicile pe care le-ați avut cu domnul Perciun și mi-am amintit că domnul Renat Usatăi era un personaj care figura la un moment dat în presa moldovenească cu un dosar privind un omor la comandă. Iar acest omor la comandă nu era unul întâmplător, era vorba despre banchirul care a fost implicat în marea spălătorie rusească din Republica Moldova. Bugetul statului a pierdut 800 de milioane de dolari numai prin faptul că nu s-a aplicat taxa de stat. Și dumneavoastră vreți că acest om să lupte cu corupția în Republica Moldova? Care taxă de stat vorbiți? Nu contează, nu vă... Păi, dar și vorbiți între iurea, nu contează. Concret, nu, eu v-am rugat, vorbiți concret, nu ca Andrei Năstase. Concret la temă, cu factologie. Vă rog frumos, noi avem foarte puțin timp. Dumneavoastră, dacă haideți, nu cunoașteți... Concret vorbiți despre ce taxă. Vă mai întreb încă o dată. Deci întrebarea era simplă. Dumneavoastră, credeți că o astfel de persoană poate lupta cu corupția în Republica Moldova? Asta era întrebarea. În primul rând, stimați cetățeni, ca să vă informez și să-l informez încă o dată pe domnul Târguță, ca să vă informez și pe dumneavoastră, a fost o ședință extinsă la Leon a Interpolului, care a analizat toate dosarele penale care au fost intentate în privința lui Renato Usatăi pe criterii politice. Un an de zile au fost făcute interpelări în toate statele europene și nu doar, unde Renato Usatăi a avut careva tangențe. Și Leonul, Interpol, vă spune ceva această organizație? Interpolul a emis o decizie prin care s-a expus că Renato Usatăi, în privința dumnealui, sunt intentate dosare penale fabricate și este persecutat politic. Întrebare, de ce în privința lui Renato Usatăi nu a fost pornit niciodată, din nicio țară a lumii, niciun dosar penal, până când domnul Usatăi în 2014 nu a venit în politică? Când a călcat drumul lui Dodon, lui Plahotniuc, lui Vlad Filat și tot așa mai departe. Și apropo, dumneavoastră, tot veniți din gașca PLD-meului. Nu știu ce căutați dumneavoastră în platforma, da, astăzi. Trebuia să rămâneți acolo. Eu iau de întrebare și am răspuns foarte clar și cetățenii să mă înțeleagă. Da. Pentru că doamna Grițco aproape și-a încheiat timpul și înțeleg că a fost... Da? Aveți o replică la eu asta? Eu nu vreau să răspund la aberațiile doamnei, nu vă supărați. Nu are ce spune. Pentru domnul Perciun, nu, întrebarea era simplă. Acest om credeți că poate lupta cu corupția? Am întrebare pentru domnul Perciun, nu aveți timp? Vă rog, domnul Târguță are timp, dumneavoastră nu mai aveți timp. Vă rog să-i adresați domnului Perciun întrebarea și atât timpul dumneavoastră aici. Pot în această rundă. 3:20 mai aveți. Deci ajungem la 3:06 și se încheie timpul pentru această rundă. Vă rog. Domnule Perciun, în 2014-2015 la conducere, la guvernare era echipa PLD-meului. Alături în această echipă erau și călăi Aldi Cavcăliuc, da? Toți îi cunoașteți. În această perioadă, eu, când eram funcționar public, activam în cadrul Ministerului Justiției, am fost presată de regimul lui Filat ca să iau decizii ilegale. De două ori odată am fost scoși ilegal din campanie electorală. Acum, tot din gașca PLD-meului, aveți mulți pe listă și în echipa dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, acești oameni de pe timpurile celea vor porni vremuri bune pentru Republica Moldova, da, sub culoare
culoarea pasului, dacă n-au făcut nimic sub culoarea pielii din miel. Este clară întrebarea, vă rog să răspundeți, domnule Perciun. Majoritatea oamenilor, majoritatea absolută a oamenilor de pe lista pasului sunt oameni noi în politică. Totodată noi nu considerăm că fiecare membru de partid, de la orice nivel, poartă responsabilitate pentru ceea ce a făcut liderul acelui partid, atâta timp cât la momentul potrivit a denunțat acele fapte și s-a distanțat. De asta noi am verificat lista noastră și avem toată certitudinea cu oamenii care sunt acolo, sunt oameni integri, profesioniști, care o să formeze o majoritate parlamentară, care să lupte cu hoții și bandiții din această țară și să încheiem acest proces de tranziție interminabil de 30 de ani și să ajungem să avem stat. Ce treabă cei din pielea de miel sub culoarea pasului? Doamna Grițco, dumneavoastră, nu mai aveți timp, v-ați consumat mai mult decât bine era prevăzut. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, nici dumneavoastră, domnule Terguță? Eu vreau să spun doar un singur lucru, pentru că vorbea despre pielea de miel. Eu în pielea de miel am fost din 2017 până în 2018, atunci când gașca despre care vorbește doamna deja nu mai era la guvernare. Așa că documentați-vă. Da, ok, continuăm. Haideți să vedem întrebările din partea Europei Libere pentru candidații de astăzi. Ultimul care a răspuns a fost domnul Terguță. Vă rog foarte mult întrebarea pentru domnia sa. În actuala campanie parlamentară v-ați declarat Partidul Faptelor Bune și vreau să vă întreb ce accepțiune, ce definiții dați pentru această lozincă. Vă întreb pentru că alți concurenți electorali au încercat și ei să monopolizeze faptele bune și i-au dat o încărcătură foarte concretă. Drumuri bune, iluminat stradal, pâine ieftină, farmacii ambulante. Dumneavoastră cum înțelegeți sau cum vreți să convingeți alegătorii că întreprindeți și faceți fapte bune? Am spus despre acest lucru exact la începutul emisiunii și nu știu dacă trebuie să mai repet, dar am vorbit despre proiectele de legi pe care le-am făcut, am vorbit despre mărfurile din supermarketurile noastre, care, o lege pe care am votat, am vorbit despre salarii, am vorbit despre alte lucruri pe care le-a făcut platforma Dani și n-aș vrea să mă pierd acum minutele, pentru că deja am vorbit 2 minute la acest subiect. Da, am înțeles. Haideți să vedem întrebarea pentru doamna Grițco. Pentru doamna Elena Grițco, întrebarea sună în felul următor. Bălțul era poreclit mereu capitala Nordului, mai nou și-a căpătat faima de fief al lui Renato Usatăi, avem și dovezi în scrutine. Spuneți-ne, vă rog, în câteva cuvinte, prin ce anume Renato Usatăi și-a cucerit această faimă sau cum a devenit orașul Bălț, o mare parte a acestei capitale a Nordului, loială lui Renato Usatăi. Nu veți nega faptul că lui Renato Usatăi îi place să acrediteze ideea că din banii lui proprii a câștigat simpatiile. Dar banii ăștia odată și odată se termină. Și ce faceți atunci? Eu vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Da, într-adevăr, Renato Usatăi a investit mult din banii proprii în dezvoltarea municipiului Bălți, dar începând cu 2015, echipa lui Renato Usatăi a demonstrat și noi suntem echipa faptelor concrete. În 2015, când pentru prima oară a candidat la funcția de primar, oamenii au crezut în promisiuni, dar când a recâștigat această încredere și a reconfirmat profesionalismul și a câștigat din primul tur, este altceva. 4 ani consecutiv, primăria municipiului Bălți este cea mai transparentă primărie din Republica Moldova și ca dovadă de însemn de prețuire pentru obținerea acestui rezultat, avem și o diplomă de merit pentru Renato Usatăi din partea Asociației Comunilor din România. Deci aceasta este o realizare frumoasă și credeți-mă că bălțenii simt această schimbare. Când eficient gestionezi banii și nu furi, se fac lucruri frumoase. Vă mulțumesc foarte mult. Întrebarea pentru domnul Perciun. Pentru Dan Perciun am următoarea întrebare. În ce măsură programul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate este o continuare a programului prezidențial cu care Maia Sandu a câștigat alegerile? Așa cum afirmă unii experți.
Și dacă veți câștiga alegerile parlamentare, așa cum unii spun zdrobitor, alții spun la limită, dumneavoastră probabil vă estimați și mai sigur și mai realist posibilitățile. Deci dacă veți câștiga, veți fi un partid pro-prezidențial clasic, ori veți avea totuși curajul să vă mai contraziceți pe doamna președintă. Bineînțeles că prioritățile PAS-ului sunt aliniate la prioritățile doamnei președinte. Angajamentele pe care și le-a luat dumneiei în campania prezidențială pot fi realizate, ținând cont de faptul că suntem un stat parlamentar, doar în momentul în care există o majoritate parlamentară sau un partid în Parlamentul Republicii Moldova care deține acea majoritate, care are aceleași viziuni și este gata și la nivel legislativ și în guvern să susțină acele priorități. De asta, bineînțeles, că o să regăsiți și în programul nostru electoral din aceste alegeri, obiectivi precum majorarea pensiei minime până la 2000 de lei sau acele priorități pe corupție pe care le-am enunțat anterior. Suntem un partid pro-prezidențial și vom fi în continuare un partid pro-prezidențial și întotdeauna, dar dincolo de asta trebuie de știut că PAS întotdeauna a fost un partid democratic pe interior și avem dezbateri, discuții constructive acolo unde există o disensiune de opinii și asta o să continue întotdeauna. Da, eu regret nespus că nu a ajuns la dezbateri domnul Țârdea așa cum ne-au informat cei de la blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor că va veni la aceste dezbateri, dar faptul că domnia sa nu este la dezbateri nu cred că ne împiedică să discutăm un subiect foarte aprins care, pe care l-am văzut ieri și a fost pe larg discutat. Rog colegii ca să ne difuzeze un material, un scurt material cu sunet, bineînțeles. Sunt niște imagini care au apărut în spațiu public. Vă avertizez că sunt imagini sensibile care vă pot afecta emoțional. Haideți să le vedem. Da, am avertizat că sunt imagini care șochează. Vreau să întreb, a apărut în spațiu public și o informație că aceste imagini ar fi fake. Că ar fi fost fake, este poziția blocului electoral, asta a fost reacția lor, pe care chiar am vrut ca să o precizez, pentru că este important. Aș fi vrut totuși să-l întreb pe domnul Țârdea. Să facem abstracție, că acolo este Dodon și se rostește numele lui Dodon și domnule președinte. Deci e evident că este din perioada în care domnia sa, probabil, mă gândesc, a deținut funcția de președinte. Întrebarea este următoarea. Imaginile acestea au fost date publicității de către domnul Satăi sau nu? Dacă da sau nu, vă rog să-mi răspundeți că nu aveți timp. Eu am văzut pe independent.media acest video, această secvență, pe care n-am putut să o privesc până la capăt. Scurt v-am răspuns. Da, am înțeles. Deci nu sunt imagini care au fost... Eu personal pe independent am văzut am acest înțeles. Video. Are sens să ne spuneți care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de aceste imagini, pentru că aș fi vrut ca să aflu poziția eu candidatului blocului. Eu pot să vă spun strict ca persoană fizică. Din punctul meu de vedere, este expresia lașității unui om care, deși se consideră vânător, nu are suficient curaj să iasă în pădure
și să vâneze un animal, dacă atât de mult îi place vânătoarea. Pentru că ceea ce a făcut acum este mai mult decât un laș. Pentru că să aduci 5 sau 6 mistreți sau porci, nu mai contează, și să faci ceea ce a făcut aici, mi se pare dincolo de orice logică. Eu nu am văzut aceste imagini, le văd la dumneavoastră prima dată. Domnule Perciun? Un om corupt și lipsit de valori, e un om corupt și lipsit de valori în toate, inclusiv în atitudinea față de animale. Absolut înfricoșătoare aceste imagini și strașnic gândul că noi am avut un asemenea președinte timp de 4 ani de zile, un om care își permite să acționeze așa în raport cu o ființă nevinovată. Este mai simplu, omul ăsta, dacă se comportă în felul ăsta ca animalele, nu avem nicio problemă să trădeze cetățenii Republicii Moldova. Vreau doar să punctez. Programul PAS o să regăsiți printre una dintre priorități și adoptarea unei legi referitoare la protecția drepturilor animalelor, pentru că asemenea acțiuni să fie sancționate, inclusiv penal. Din câte în Republica Moldova, în legislație, nu există cruzimea față de animale, nu se pedepsește? Nu există. Există și aici, da? În Moldova există un singur articol cu penalități foarte mici. Așa. Țineți minte și cazul de foarte scurt, doar pleșca colegul nostru astăzi a depus o plângere la Procuratura Generală. Există două articole în codul penal, așa că noi sperăm că Procuratura să-și facă treaba. Da. Întrebarea mea exact asta era, dacă Procuratura nu s-a autosesizat, astăzi nu am văzut o știre despre asta. Haideți să luăm acum publicitate. S-ar putea să avem aceeași abordare ca și cu și ne întoarcem. Cu păi sunt imagini fake, așa a spus oficial, așa a reacționat și blocul electoral. Luăm publicitate și ne întoarcem după pauză cu întrebările care au rămas de la partenerii noștri. Publicitate. Continuăm. Haideți să vedem acum întrebările de la alegători. Și după aceea o să rugăm pe domnul Manole să vină pentru a doua rundă de întrebări. Cred că domnul Perciun a răspuns ultimul. Vă rog, întrebarea pentru domnul Perciun. Toți în perioada alegerilor și mulți după alegeri vorbesc foarte mult despre turismul intern, despre ce că Moldova este o țară primitoare, avem locuri frumoase de vizitat. Dar până acum nu s-a făcut practic nimic concret pentru dezvoltarea acestei ramuri la noi în Republica Moldova. Ce puteți face concret pentru a aduce turiști străini în țara noastră, pentru a ridica economia prin asta și a crea o imagine mai bună Republicii Moldova? Aveți un plan careva pentru dezvoltarea turismului intern sau cum vedeți acest lucru? În pandemie, restaurantele și hotelele au fost printre cele mai afectate domenii de activitate și colegul nostru, Petru Frunză, a înregistrat un proiect de lege în ideea de a permite companiilor, pe lângă salariu, pe lângă tichetele de masă, să ofere și tichete de vacanță, după modelul României, în așa fel încât stimulăm capacitatea de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova și să stimulăm turismul intern, despre care vorbea colegul. De asta este nevoie, de a încuraja moldovenii să viziteze mai mult propria țară și asta se poate face prin acest mecanism de tichete de vacanță utilizat pe larg și în alte țări. Și totodată, bineînțeles că vorbim și de reducerea cotei TVA pentru aceste companii, în special acum în etapa asta post-pandemică, pentru ca să poată și-și revină după un an extrem de greu în care guvernul Chicu n-a făcut absolut nimic pentru a susține acest domeniu. Da, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Terguță. Când noi vom trăi ca voi, demnitarii? E o întrebare pe care o auzim de foarte multe ori, apropo. Eu trebuie să spun că nu sunt demnitar, nu sunt deputat, dar vom trăi bine în Republica Moldova atunci când va fi guvernată de lege, în primul rând. Când vom avea un program foarte exact de dezvoltare economică, atunci când aspirațiile noastre de integrare europeană vor fi realizate, atunci când vom avea la conducere oameni onești și cinstiți, și atunci când vom alege la 11 iulie alți oameni în Parlament decât cei de care vrem să scăpăm atât de mult prin aceste alegeri anticipate. Aș fi vrut ca să vă întreb totuși cum, când vedeți dumneavoastră în timp, ca timp,
Ca timp? Cam când vedeți să se întâmple toate aceste lucruri? Că știm cu toții că atunci când va guverna legea, vom trăi mai bine. Dar cum facem ca să guverneze legea? Când se va întâmpla acest lucru? De cine depinde asta? De noi toți. Depinde de votul nostru, depinde de felul în care societatea înțelege să se opună tuturor nelegiilor care se fac în această țară. Și cum punem legea în capul mesei? Cum facem acest Prin presiune lucru? Publică. Prin presiunea publică a străzii, a societății civile, a tuturor noi, a legii, a tuturor celor care fură să ajungă în pușcării, să nu mai avem corupție, să nu mai avem partide politice care se finanțează obscur în străinătate, să nu mai avem partide care cheltuie bani pe care nu i-au, și așa mai departe. Atunci vom trăi bine. Da, haideți să vedem întrebarea pentru doamna Crițco. În polemica mai multor partide, deseori auzim ideea că vor fi atrase X număr de credite sau X număr de granturi. Întrebarea mea vine în acest context și sună în felul următor. Când Republica Moldova va înceta să mai trăiască din împrumuturi și când ea va deveni un proiect autosustenabil? Deci, ce ar trebui să întâmple în Republica Moldova ca să apară știri precum că a mai apărut o uzină de stat sau a mai apărut 100 sau 1000 de locuri de muncă în Republica Moldova? Eu foarte mult sper să mă încadrez în timpul care ne-a rămas. O întrebare foarte, foarte, foarte potrivită. Dacă e să vorbim despre fabrici, da, toți politicienii spun, haideți să construim fabrici, pentru că de asta avem nevoie. Stați un pic, haideți mai întâi de toate să restabilim învățământul profesional tehnic, pentru că în aceste fabrici nu are cine lucra, nu avem specialiști calificați, nu avem sudori, nu avem lemnari și tot așa mai departe. Și dacă e să vorbim despre credite, da, acum recent Renato Osati a avut o întrevedere cu mai mulți ambasadori a statelor europene și a zis, stimați ambasadori, nu ne dați credite în bani, dați-ne, vă rog, credite în drumuri, dați-ne credite concret în proiecte de infrastructură și dacă astăzi este o companie germană care construiește cele mai bune drumuri în Europa, să vină și să le construiască și dați-ne credite în kilometri de drumuri. Și atunci vom avea și drumuri europene, atunci vom avea și proiecte de infrastructură și tot așa mai departe. Da. Sper mulțumesc foarte mult! Acum haideți să vedem ultimele întrebări din partea Promolex. Domnule Manole, bună seara din nou! Bine v-am regăsit! Da, vă rog! Întrebarea pentru doamna Grițco. Începem cu doamna Grițco. Da, vă rog! Pe site-ul blocului electoral Renato Osati am găsit 10 motive prin care încercați să convingeți alegătorii că merită sau trebuie să voteze acest bloc electoral. Unul din aceste motive spune în felul următor. Echipa noastră este cea care nu dezbină, este unica echipă care nu dezbină, ci unește societatea moldovenească. Cunoaștem cu toții că, și o spun cu regret, discursul politic și cel electoral din Republica Moldova este însoțit de promovarea discursului de ură, prin stereotipuri, promovează stereotipurile și prejudecățile, instigă la discriminare, uneori chiar la violență. În acest sens, vreau să amintesc că inclusiv rapoartele Promolex au constatat de mai multe ori că în discursul liderului dumneavoastră, Renato Osati, se conțin astfel de mesaje. Vreau să vă rog să comentați acest mesaj. Domnule Manole, o mică corectare. În această campanie electorală nu suntem vizați la acest capitol în raportul dumneavoastră. Ce ține de... Da, într-adevăr, echipa blocului Renato Osati este unica echipă care nu dezbină, dar unește societatea. Noi avem susținători și români, și ruși, și găgăuși, și ucraineni, și și bulgari. Deci toți absolut care s-au regăsit în echipa noastră sunt de diferite etnii. Și noi 30 de ani am fost divizați pe criterii de religie, pe criterii de limbă vorbită, pe criterii de... A fost semnalul sonor care vă avertizează că mai aveți încă 10 și într-adevăr, noi suntem acea echipă care unește și asta trebuie să facă toți absolut, dar nu să dezbine ceea ce s-au ocupat politicienii noștri în ultimii 30 de ani. Vă mulțumesc foarte mult. Timpul dumneavoastră a expirat, doamna Grițco. Domnule Manole? Eu sper foarte mult că dacă ajungeți în Parlament, veți susține foarte mult și consistent eforturile societății civile în această direcție, pentru că eforturile noastre sunt destul de mari, importante, dar nu sunt susținute de către politicieni cu regret. Există o lege și un pachet de legi care au fost deja votate în prima lectură încă în 2016 și în a doua lectură încă nu au fost adoptate. Respectiv, cerem suportul tuturor politicienilor în acest sens.
Da. Întrebarea pentru domnul Terguță, vă rog. Mergem către domnul Terguță. Așa, întrebarea este referitor la deschiderea secțiilor peste hotare. Cunoaștem cu toții că platforma DA a avut o poziție destul de serioasă, bună, în ceea ce privește deschiderea secțiilor de votare într-un număr mai mare pentru alegătorii noștri din diaspora. Pe de altă parte, știm că partidele politice pot desemna reprezentanții lor în birourile electorale ale secțiilor de votare. Din cele 150 de secții care se vor deschide pentru alegătorii din diaspora, partidul nostru a desemnat doar 63, deci de reprezentanți pentru 63 de secții. Cum vedeți această diferență? De ce nu suntem în stare să acoperim numărul necesar de oameni desemnați pentru a deservi secțiile de votare, dar în același timp cerem un număr mai mare de secții de votare? Bun, nu cred că noi trebuie să pornim de la ideea dacă platforma DA are sau nu are suficienți oameni în aceste secții și aceasta trebuie să fie elementul definitoriu ca în diaspora să existe un număr mai mare de secții de votare. Cetățenii noștri trebuie să aibă dreptul să voteze și asta indiferent dacă avem noi sau nu acest drept. Acum, de ce am ajuns în situația aceasta? Lucrurile sunt extrem de simplu, pentru că persoanele pe care le-am avut noi în dosarele noastre pentru secțiile de votare au fost cooptate în mare parte de către ambasadele noastre și se află deja ca și funcționari electorali în aceste secții de votare. Dar să găsești persoane în secțiile de votare foarte repede este un pic cam dificil, plus că am fost puși în situația în care nu știam exact unde sunt secțiile de votare, în ce orașe și așa mai departe. Deci asta a fost principala noastră problemă. Da. Am înțeles răspunsul dumneavoastră, sper să fie de acord și alegătorii noștri din diaspora. Mergem către domnul Perciun. Vă rog. Așa, în programul electoral al partidului dumneavoastră se menționează că cu ajutorul partenerilor europeni vom aduce anual, în fiecare an, câte 2 miliarde de lei pentru dezvoltarea satelor. Și există o listă destul de mare, crearea locurilor de muncă în sate, apeducte, canalizare, repararea școlilor, grădiniților, pentru modernizarea pieților și pentru gestionarea deșeurilor. Totodată se menționează că primăriile vor putea accesa aceste fonduri direct pentru dezvoltarea comunităților. Întrebarea mea este în felul următor. Spuneți-ne, vă rog, acești bani vor merge fără reforma administrativ-teritorială sau este necesară mai întâi o reformă pentru a gestiona mai bine acești bani? Nu este nicio legătură între acești bani și reforma teritorială administrativă. Ceea ce ne propunem noi să facem este să existe un alt model de finanțare a autorităților publice locale, pentru că până acum partenerii europeni dădeau bani guvernului, după care banii erau partajați pe criterii politice. Bună oară, ultimul exemplu elocvent în acest sens a fost bugetul pentru anul 2021, când pentru localitatea din care vine doamna Tauber s-au alocat 68 de milioane de lei în condițiile în care o localitate de 2-3 mii de oameni, iar majoritatea localităților în Republica Moldova n-au primit niciun ban din ceea ce au votat parlamentarii. De aia, noi considerăm că banii trebuie să vină direct în localități, fără ca să treacă acest filtru politic a guvernului. Întotdeauna banii guvernului au fost folosiți ca un instrument de loializare a primarilor și asta trebuie să înceteze. Primarii trebuie să fie gospodari în propriile comunități, să aibă bani, să poată accesa atât banii de la partenerii externi în mod direct, cât și să le rămână mai mult în bugetele locale din taxele pe care le plătesc în bugetul de stat, în așa fel încât, la nivel local, se poate implementa toate acele proiecte pe care le așteaptă comunitatea de la ei. Da. Și uite, asta vrem noi să schimbăm. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da. Vă mulțumim și vă mulțumim pentru întreaga colaborare a noastră pe parcursul celor 3 săptămâni de dezbateri. Mulțumim Promolex și sper că colaborarea noastră va continua la alte alegeri și nu numai. Și noi vă mulțumim pentru această colaborare, pentru că dezbaterile sunt organizate pentru cetățeni, pentru ca ei să aibă acces la multitudine de informații pe care trebuie să le cunoască înainte de a face alegerea lor. Exact, așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru că doamna Grițco și-a consumat timpul, dar domnul Terguță și domnul Perciun mai au câte 2 și respectiv un minut.
Înțeleg că putem să, pot eu să adresez întrebări. Ceea ce aș vrut să vă întreb în primul rând se referă la faptul că guvernul nu a reușit să aloce suma restantă de bani pentru alegeri. Vorbim despre 22,46 de milioane de lei și nu s-a reușit acest lucru pentru că din lipsă de quorum, la ședința guvernului s-au prezentat premierul interimar și Bașcanul Găgăuziei. Ceilalți miniștri motivat sau nu, sau boicotând sau nu și așa mai departe, nu s-au prezentat, nu a putut fi luată această decizie. CEC-ul spune că totuși alegerile vor fi organizate, chiar dacă nu s-a alocat această sumă de bani, ea urmând a fi alocată chiar și după alegeri. Dar cu acești bani, să nu trebuie precizat pentru ce ei sunt, da? Ei sunt pentru plata angajaților secțiilor de votare. Vă rog să comentați acest lucru și să-mi spuneți dacă considerați că este sau nu un pericol pentru alegeri? Vă rog. Bine, pasul, apropo, a fost unicul partid care și-a dorit ca aceste alegeri anticipate să aibă loc și să aibă loc cât mai curând. Și pe parcursul ultimilor 4-5 luni de zile ne-am confruntat permanent cu opoziție din partea socialiștilor pentru ca ele să producă. Și această opoziție continuă până astăzi prin reprezentanții socialiștilor în acest guvern. Unu, noi considerăm că ceea ce s-a întâmplat este penal și noi vom depune o plângere penală pe fiecare membru a guvernului care nu s-a prezentat la lucru, pentru că ei sunt obligați să o facă, legea îi obligă. Și nu există motive întemeiate de ce să nu fi fost acolo. În al doilea rând, asta nu va afecta nici într-un fel procesul electoral. Credeți-mă, oamenii care sunt membri în aceste birouri electorale au atât spirit civic cât să ajungă pentru toți. Și da, va exista eventual o întârziere de achitare, dar ea se va produce imediat cum va fi ales un nou parlament. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Terguță. Este marea noastră temere de care am vorbit încă înainte de aceste alegeri, că un guvern de care nu este nimeni responsabil ne poate duce într-o situație de genul ăsta. Iată, lucrurile se adeveresc, dar asta nu înseamnă că alegerile trebuie anulate, amânate sau mă știu ce. Alegerile trebuie să aibă loc în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Este adevărat că acest proces este electoral, este obstrucționat de către Partidul Socialiștilor prin acești miniștri care au mai rămas rămășițele lor în guvern. Dar eu sunt de acord aici cu domnul Perciun că acești oameni vor trebui să depună totul și dacă vor merge dincolo de cadrul cadrul legal, vor trebui să răspundă în fața legii. Pentru că aceste alegeri nu sunt nici capriciu cuiva, nici o altă situație de genul ăsta. Ele trebuie să aibă loc și trebuie să aibă loc în termen. Da, am înțeles. Pentru că mai aveți câte un minut aproape, da? Am să mai adresez eu o întrebare. Aș vrut să vă întreb despre viitoarea coaliție sau cu cine vă vedeți în coaliție în viitorul Parlament, dar nici nu știu. Dacă adresez această întrebare, nu reușesc să adresez alte întrebări. Din declarațiile pe care le-au făcut liderii partidelor, candidații până acum, înțeleg că domnul Terguță va spune din nou, da, ceea ce a spus și că fără platforma, da, nu va exista o coaliție pro-european în Parlament, exact. Și nu are sens să mai luăm din timpul dumneavoastră. Dar, domnule Perciun, pe dumneavoastră aș vrea totuși să vă întreb. Admiteți, în cazul în care în Parlament vor accede, să zicem, așa cum arată sondajele, câteva entități, printre care PAS, blocul electoral al socialiștilor și comuniștilor și blocul USAT-ei, Partidul Șor, cam acestea erau în sondaje. Vorbiți concret despre platforma, dacă vom fi acolo. Vom vedea, sigur, vom vedea ce va fi duminică. Dar vreau să întreb pe domnul Perciun, în această situație, cu cine vă vedeți în coaliție? Platforma, da, va fi acolo, ne vedem în coaliție. Și dacă platforma, da, nu va fi, cu cine vă vedeți în coaliție, din formațiunile care vor accede în Parlament? Eu cred că lucrul care trebuie să se întâmple este lumea să iasă masiv la vot pe data de 11 iulie și să nu fim în situația să discutăm asemenea alegeri dificile. De asta, cel mai important e toată lumea să se mobilizeze pentru ca să existe o majoritate pro-europeană, veritabil anti-oligarhic, în următorul Parlament. Așa. Newsmaker întreabă, domnule Perciun, la dumneavoastră rămânem, aveți 34 de secunde, vă rog să vă încadrați în timp. Colegul dumneavoastră de partid, Sergiu Litvinenko, a declarat că Igor Dodon ar intenționa să cumpere 70.000 de voturi ale alegătorilor din regiunea transnistreană. Am pomenit despre acest subiect la începutul emisiunii și am sperat că vom ajunge totuși să discutăm pe larg, cu 25 de dolari votul. Aveți și probe în acest sens, este primul lucru care ne interesează.
Și, în al doilea rând, dacă v-ați adresat sau nu la procuratură. Vă rog. Sunt surse demne de încredere care ne-au confirmat acest lucru și el s-a întâmplat și anterior. De începând cu 2016 a apărut această practică de transportare organizată a cetățenilor Republicii Moldova din Transnistria și ea riscă mult să se producă și de această dată, mai ales că vedem că cecul... Despre cifre concrete, 70.000 de voturi și 25 de dolari, deci vorbim despre lucruri concrete. De asta întreb, dar... De asta eu am să mă limitez să zic că din surse demne de încredere, aceste cifre au fost confirmate. Deci puteți demonstra acest lucru dacă va fi nevoie. Și v-ați adresat la procuratură? Era a doua întrebare a colegilor de la Newsmaker. Noi ne-am mai adresat la procuratură pe foarte multe subiecte. Procuratura Generală doarme la noi. Și pe acest subiect? Din cât știu eu, la moment colegii nu s-au adresat. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, timpul dumneavoastră a expirat. Am ajuns la domnul Terguță. Domnule Terguță, haideți să vă întreb și pe dumneavoastră, bineînțeles. Să văd ce anume. Așa. Că am mai multe întrebări și nu știu pe care să o... Începeți cu prima. Dumneavoastră aveți un minut și ați putea chiar să aveți un răspuns foarte... Să încep cu prima. Da. Am să încep cu prima, dacă spuneți dumneavoastră. Deci, anticorupție spune. Ați spus prima cu prima. Platforma DA a avut câteva dintre cele mai vocale comisii parlamentare de anchetă pe cazuri de rezonanță, l-au îndrumat privatizarea dubioasă în cazul mai multor întreprinderi de stat, cum ar fi autogările și aeroportul. Pe l-au îndrumat, înțeleg că raportul va fi mâine. Spun colegii de la anticorupție că trebuie să așteptăm. Întrebare. După toată această muncă, s-a reușit să se schimbe ceva? Există garanții că lucrurile se pot schimba după astfel de comisii și astfel de rapoarte și așa mai departe? Vă rog. Garanția este o procuratură care să vrea să muncească în interesul cetățenilor, iar aceste dosare pe care le-au fost făcute de către colegii mei în Parlament și care sunt pe masa procurorilor să înceapă să fie instrumentate. Aceasta este singura garanție. Din păcate, politicienii nu pot aduce fața instanței pe nimeni și cu atât mai mult nu pot condamna pe nimeni. Ceea ce putem să facem este, din punct de vedere politic, să oferim un anumit sprijin. Și atât. Da. Și în 40 de secunde mai adresez o întrebare de la anticorupție. Platforma DA are printre deziderate unirea cu România? Da? Nu suntem străini de această idee. Dar în același timp nu a coagulat în jurul său partidele unioniste, Nu este adevărat. Chiar ieri ați văzut reprezentanții Partidului Național Liberal care au făcut declarații în favoarea partidului politic Platforma de Mitrăciune. Eu am să vă amintesc că sunt mai multe entități politice angajate în această cursă electorală care militează pentru unirea cu România, care sunt fiecare, sau, mă rog, un concurent a reușit să adune câteva formațiuni, alții candidează pe cont propriu și întrebarea era totuși de ce forțele unioniste sunt dezbinate? Cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. Noi am discutat, sau dacă vreți, eu personal am participat la aceste negocieri și am discutat și cu Dorin Chirtoacă și cu Valeriu Munteanu. Octavian Țicu n-a dorit să participe la niciun fel de discuții pe acest subiect. Și dacă observați, suntem numărul 9 în buletin, anume din cauza faptului că am așteptat ca aceste partide, la un moment dat, să iau decizii. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Timpul dumneavoastră aproape a expirat. Mai aveți că... Vă rog foarte mult să vă concentrați pe minutul de final. Vom începe, așa cum este regula, de la dumneavoastră, domnule Terguță, care nu reușiți să vă trageți sufletul, dar va trebui să vă adresați alegătorilor. Din acest moment... Mai aveți doar câte un minut și vă rog să îl folosiți. Domnule Terguță, sunteți primul. Domnilor și domnilor, în câteva zile vom avea alegeri parlamentare anticipate, un exercițiu electoral pe care ne l-am dorit foarte mult, și anume din considerentul că am vrut să scăpăm de acest parlament corupt, plin de bandiți și de hoți. Dar trebuie să știți că viitorul parlament nu are sens dacă acolo vor accede aceleași partide de care am vrut să scăpăm. Singura garanție a parcursului european și a unui guvern pro-european în Republica Moldova este o coaliție între Platforma DA și PAS. Și cu ocazia asta vreau să întind mâna colegului meu de la PAS și să vă spun că singura noastră garanție este continuarea acestei colaborări pe care am avut-o în cadrul blocului acum. Este singura noastră șansă ca această situație să fie rezolvată, iar Republica Moldova să revină pe făgașul normalității.
Sunt 124 de milioane pe care va trebui să cheltuim pentru aceste alegeri. Dumneavoastră ați spus că sunt bani pe care guvernul nu-i are. Haideți să nu cheltuim banii aiurea, pentru ca în Parlament să intre din nou Usatăi, să intre Dodon, pe care l-ați văzut în imaginea anterioare, sau Șor. Vă mulțumesc foarte mult. Să vedem mai departe, doamna Grițco. Stimați cetățeni, blocul electoral Renata Usată vine în fața dumneavoastră cu un apel de mobilizare pe data de 11 iulie, în această duminică. Pe dreapta mea sunt reprezentanții partidelor care împreună au guvernat alături de PSRM, au avut acord de colaborare, au stat în fața dumneavoastră și v-au promis și nu știu dacă ceva din promisiuni s-a realizat. Blocul electoral Renata Usată nu a fost niciodată la guvernare. Experiența noastră, noi acumulată în primării, în consilii locale, o vom implementa și la nivel național. Ei merg pe premisa statul sunt eu, însă echipa blocului electoral Renata Usată merge pe premisa statul sunt cetățenii. Stimați prieteni, vă îndemnăm să ieșiți la vot. Duminică, 11 iulie, de votul dumneavoastră nu depinde doar viața și dezvoltarea localității pe care o reprezentați, dar de votul dumneavoastră depinde viitorul Republicii Moldova. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnule Perciun, mă rog. Oameni buni, pe 11 iulie avem o șansă istorică să curățim acest parlament de hoți și bandiți. Depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum vor arăta următorii 4 și 8 ani de zile în Republica Moldova. Vom avea parte de stabilitate, de prosperitate, de un președinte, un parlament și un guvern care văd lucrurile la fel și au aceleași obiective și acționează împreună, sau vom avea încă 4 ani de certuri, de disensiuni și de disfuncționalitate. Țara asta nu mai are timp de pierdut. 1 milion de moldoveni și așa au plecat peste hotarele Republicii Moldova. Mulți sunt astăzi pe bagajă. Toată lumea așteaptă schimbare. Vă rog mult, pe data de 11 iulie, să nu ne lăsăm pradă deznădejdii, apatiei, descurajării. Știu că după 30 de ani e greu să mai credem că țara asta are viitor, dar să nu o lăsăm pe mâna hoților și bandiților și ne construim un viitor împreună aici, acasă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit la dezbateri. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați găsit timp, ați făcut acest efort. Vă doresc succes. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră, celor de acasă, care ne-ați urmărit pe parcursul celor 3 săptămâni. Ceea ce am încercat noi să facem este să-i cunoașteți mai bine pe cei 23 de candidați înscriși în cursa pentru anticipatele din 11 iulie. Cel puțin o dată, fiecare dintre candidați a fost prezent în această campanie, în studioul Te Votez la ProTV. De dumneavoastră depinde votul de duminică. Mergeți și votați cum credeți de cuvință. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit, mulțumim colegilor care au pus umărul la desfășurarea acestor dezbateri, mulțumim Promolex, mulțumim Europa Liberă, mulțumim Anticorupție, mulțumim Newsmaker, Privesc Eu și IPN. Toate bune, noi ne vedem duminică seara la o ediție specială a emisiunii În Profunzime. Pe duminică!